Te salut națiune și îți urez bun venit la un nou clip, bun venit la o nouă recenzie pe canal, tot din categoria tehnologie. Vorbim astăzi despre un smartwatch de la Samsung, pe numele său Samsung Galaxy Active 2, în varianta de 44 de mm, adică varianta cea mai mare. Vorbim despre un smartwatch foarte interesant al celor de la Samsung, apărut în 2019, la sfârșitul anului, în mod oficial, și care, propriu zis, este exact același lucru cu ăsta anume cu smartwatch-ul pe care eu îl folosesc de aproximativ jumătate de ani, și anume Samsung Galaxy Watch 3, diferențele fiind însă de ordin estetic și anumite diferențe la interior din punct de vedere al memoriei. În rest, smartwatch-urile sunt absolut identice ca și specificații tehnice. Avem un display de 1,4 inci pe acest Galaxy Active 2, rezoluție identică ca și Watch 3, 360x360 de pixel. De asemenea, același procesor Exynos 9110 procesor foarte vechi, fie vorba între noi, însă avem 4 GB de memorie internă la interior cu 768 de MB de RAM în varianta standard, în varianta LTE avem 1,5 GB de RAM. Diferența majoră, oameni buni, este dată de designul acestui smartwatch, care este mult mai subțire, Vine cu brățara asta din silicon, care este foarte, foarte ușoară și se simte foarte bine pe mână, în primul rând. De asemenea, cum am spus, subțire comparativ cu Galaxy Watch 3. Și mai mult decât atât, lipsește marginea aia rotativă pe care o regăsești pe Galaxy Watch 3, care aici este înlocuită de gesturi, de touchscreen, lucru care îmi place foarte mult și după cum bine puteți vedea, funcționează absolut perfect. Sincer să fiu, îmi place mai mult, dacă vreți, comparativ cu rotița asta, care este o trăsătură specifică celor de la Samsung și smartwatch-urilor din gama de vârf a celor de la Samsung. În Rest, aceeași certificare militară este de mil, care, chipurile, zic ei, face ca ceasul să fie rezistent la temperaturi extreme, să fie rezistent la condiții de abuz mai extrem În realitate, cei de la Samsung nu-ți recomandă să încerci să folosești ceasul în astfel de condiții. Ai de asemenea Corning DX Plus pe acest smartwatch ca și protecție pentru ecran, lucru pe care nu-l ai, de exemplu pe ăsta, pe ăsta ai doar DX. Lucru foarte, foarte curios. Ai exact aceeași baterie de 340 de mAh la interior și, o să spun cât se poate de clar, din nefericire pentru Watch 3, Vă ține un pic mai bine bateria pe Watch Active 2. Din ceea ce am putut eu să observ până în acest moment. Ai de asemenea senzorii pentru citirea ritmului cardiac, pentru EKG de asemenea, pentru că și ăsta suportă această trăsătură, și SPO2 sau saturația de oxigen din sânge, care trebuie să activate în mod separat și aveți pe canalul tutorial despre cum puteți să faceți lucrul acesta, fără să mai așteptați update-ul oficial al celor de la Samsung, care va permite în sfârșit utilizarea lor. Cum am zis, Cititorul de ritm cardiac, de asemenea, înregistrarea sau analizarea somnului, dacă vreți, lucruri pe care le puteți utiliza în directă concordanță cu aplicația Samsung S Health pe smartphone-ul vostru. Funcționează absolut perfect trăsăturile acestea, n-am absolut nicio problemă. Ai o sumedenie de trăsături pe partea de activitate sau de activități sportive și așa mai departe, exact ca și pe Galaxy Watch 3. Și cam, cam astea ar fi marile lucruri de zis despre acest smartwatch. Repet, singurele lucruri diferite sunt designul, în primul și în primul rând, pentru că ceasul este mult mai subțire. De asemenea, iubesc brățările astea, sunt extrem de confortabile, extrem de rezistente și le pot schimba dacă chiar dorești, pentru că sunt interschimbabile. De asemenea, ai absolut toți senzorii și toate trăsăturile pe care le regăsești pe Samsung Watch 3, implicit posibilitatea de a prelua apeluri telefonice. Vedeți și voi aici, uh, difuzorul este foarte mare. În partea dreaptă ai microfonul. Și un alt aspect foarte interesant pentru mine, cel puțin, îmi place foarte mult cum arată partea asta de butoane, sincer să fiu, pe Galaxy Active 2. Mi se par mult mai interesante, uh, cel puțin din punct de vedere tactil, comparativ cu uh, ceea ce regăsești pe Galaxy Watch 3. În fine, trăsătura principală și dacă vreți caracteristica principală, care pe mine mă încântă cel mai mult la acest șas, este faptul că rotița mecanică, să zic așa, a fost înlocuită cu gesturi și aceste gesturi funcționează foarte, foarte bine. Neașteptat de bine. Drept urmare, dacă ești în căutarea unui smartwatch, dacă ești utilizator de smartphone Samsung, așa cum sunt eu, dacă vrei să-ți cumperi tot un smartwatch de la Samsung, care să fie compatibil cu absolut toate produsele lor și nu numai, dacă vrei să ai o sumedenie de trăsături, să ai o sumedenie de caracteristici pe parte de fitness, de activități și așa mai departe, o autodetecție foarte bună în momentul în care pornești activități de genul ăsta, dar nu vrei să te duci să plătești un preț mai mare, un preț premium pentru un produs care drept este, arată un pic diferit, este mai baban, este mai, să zicem, mai bărbătesc, dacă ești în căutarea unui ceas bărbătesc, dar, repet, Propriu zis, sunt exact aceleași ceasuri și, sincer să fiu, eu ți-aș recomanda să te duci să cumperi pe ăsta. Diferența în ceea ce privește capacitatea memoriei, și mă refer aici în modul să la memoria RAM, nu este foarte mare. De la 768 de mega la 1 giga, cât are ăsta, nu este distanță mare, nu este cale lungă, iar în utilizarea cotidiană, nu vei simți nicio diferență fantastică, nicio diferență mare, pur și simplu ceasul se mișcă absolut excelent prin absolut toate lucrurile pe care vrei să le faci exact cum o face și ceasul mai scump și mai dotat din punctul ăsta de vedere. Repet, procesorul este același și este același care se regăsea pe Galaxy S3 Frontier, de exemplu, sau pe Galaxy S3, deci un procesor vechi. Drept este, luna viitoare se vor lansa noile modele și Samsung face trecerea la platforma Wear OS a celor de la Google. Lucru care nu mă încântă absolut deloc, sincer să fiu, pentru că eu am utilizat în toți anii și ceasuri cu această platformă și din punctul meu de vedere este cea mai proastă platformă pentru un smartwatch. Dar să vedem ce au pregătit cei de la Samsung pe noile generații de Active și pe noile generații de Watch 4 care vor veni în luna august către sfârșitul lunii. Probabil vom fi surprinși, probabil vom avea parte de o experiență foarte bună și drept urmare toate îngrijorările pe care le am acum referitor la acest tip de produse de la Samsung nu vor fi fondate. Repet, dacă ești în căutarea unui smartwatch, dar nu vrei să cheltui foarte mulți bani și totodată ți-a plăcut ăsta și vrei uh, abilitățile lui, trăsăturile lui, vrei uh, capacitatea lui de a performa în tot felul de lucruri, atunci îți recomand să te duci să cumperi pe ăsta. Dacă alegerea ta se reduce la cele două, dute și cumpără-l pe ăsta. Economisești bani, cel puțin 100 de euro îi economisești și zic eu banii aia poți să-i folosești ca să-ți achiziționezi un alt produs sau alte produse la fel de interesante, îi poți folosi pentru cu totul și totul alte chestii. Din punctul meu de vedere, diferența de preț nu este justificată și, sincer să fiu, singurul motiv pentru care eu am ales să cumpăr Watch 3-ul, în detrimentul lui Active 2, a fost dimensiunea ecranului. Dacă această nouă generație, a patra generație sau cât este de activ, va veni cu un display mai mare de 44 de mm, nu știu, de 46 de exemplu, decât ăsta, atunci voi cumpăra Active și nu voi cumpăra Watch 4. De ce? Pentru că îmi place foarte mult forma, îmi place foarte mult designul, carcasa asta din oțel inoxidabil, uh, pentru că este este oțel, chiar dacă pare a fi plastic. Uh, se simte foarte bine, este foarte lejer ceasul pe mână uh, și mai mult decât atât Pur și simplu chestia asta îmi place la nebunie. Mă încântă în mod deosebit modul în care cei de la Samsung au reușit să implementeze rotița asta sub formă de gesturi din software. Asta în detrimentul lui Watch 3. Cam atât. Două ceasuri propriu-zis identice. Puteți să considerați acest clip ca fiind și o comparație între cele două, dacă vă interesa așa ceva. O comparație între. Active 2 și, uh, hai să zicem, uh, Watch 3, așa arată unul lângă celălalt. Evident, uh, un ușor avantaj pentru Watch 3 uh, din punct de vedere al dimensiunii ecranului, pentru că are un ecran puțin mai mare, nu cu foarte mult, dar sesizabil la nivelul încheieturii, uh, Tocmai de asta zic că dacă generația viitoare, care se lansează luna viitoare, în august, va veni cu un ecran mai mare pe Seria Active, mă voi duce și voi cumpăra un ceas din Seria Active în așa fel încât să-l înlocuiesc pe Watch 3. Cam atât de zis națiune, ne vedem data viitoare, îți mulțumesc pentru timpul acordat, îți mulțumesc pentru atenție, spor la cumpărături și spor în utilizare. Toate cele bune, numai bine.